Am mare nevoie de câteva ajutoare de mască. Doamnelor și domnilor, grupul de umor, Spitalul Nouă! Ia uite-i! Uleu! Atenție! Grup de umor, ajutor de mască, domnilor! De umor, nu de omor. De om... cu toate țigrele pe casă, este la ei. Nu zicem nimic despre mască. Nimica. Nu zicem nimica despre ce aveți voi nevoie pe aici. Ba da, ne trebuie așa o... Nu acum! Lasă masca înainte. Nu e mai bine așa? Mai bine. Aducem masca, ne uităm la ea câteva secunde bune, cine e vedeta din spate și după aceea încercăm varianta, da? Domnilor și domnilor, s-ar putea să recunoașteți vedeta din spatele măștii. S-ar putea să nu o recunoașteți, cu siguranță e o celebritate! Priviți masca! Fără prea multe vorbe, doamne, domnișoare, e clar că e o femeie. Asta e primul indiciu. Altul, nici nimic mai mult. Poate un bărbat? Nu, e clar că e o femeie. E clar că e o femeie. Uitați-vă de sus până jos. E o mască, orice grimasă e greu de făcut din cauza măștii. Aveți nevoie de ceva? Acum vă întreb. Păi noi o să fim canibali, o să fim exploratori. Asta e jocul? Voi canibali. Noi doi exploratori. Exploratori. Meniul zilei. Asta e jocul de pe urma căruia dumneavoastră trebuie să recunoașteți vedeta din spatele vostru. Dar de ce aveți nevoie? De o insulă pustie cu niște palmire. De cu insula, băieți, Nils, Găbiță, hai cu insula aia, Ionuț, hai cu insula! Fii atent, a venit insula. Unde e insula? Ia, de voi. Cum? Ia cu insula! Perfect, nu-i așa? Oh, stai, invers? Stai, mă, nu se vede. Pune-o la vedere, așa, perfect, să fii insula în spatele canibalului. Bun. Laptop? Morcov? Un cazan? Excelent, asta cu cazanul e bună. În spatele cazanului e gheață. Ia uite. Bun. Carbonică, nu? E chiar cineva fiert înăuntru. Pregătiți? În câteva secunde, celebritatea va începe să vorbească. O domnișoară care apare în ziare, la radiouri și la televizor. Ce scrie pe ea? Iertați-mă. Bucătăria umană încotro. Cum să ne ferim de persoanele care ne stau în gât. Recunoașteți vedeta din spatele canibalului! Mare Masterchef de trib! Nu naufragiază nimeni astăzi. Tare mic o să comandăm iar pizza. Da, e tot mai greu. Mi-e teamă că o să ajungem ca la multinaționale. Să ne mâncăm între noi. Mi-aduc aminte de weekendul trecut, când au venit marinarii ăia de la Stockholm. Am halit cel mai bun bufet suedez din viața mea. Bine măcar că avem de băut. Ia uite, ia și gustă. Noua bere Cotroceni. Adevăratul gust amar. Auzi? Ia dă mai tare radio-ul ăla să mai auzim ce mai zică știa. Aici Radio Canibal. Pentru o viață sănătoasă, evitați consumul de persoane care mănâncă la fast food. Radio Canibal. Un radio care taie respirația. Mare Masterchef, văd pe unii la care dau să se nece. Ce facem? Păi dole, copy-paste la noi în laptop și după aia trimite direct în oală. Mon amour, regarde! La terre! Oh, je vois une zone incivilisée et sălbatique. C'est impossible.
le littoral roumain est un autre hémisphère. Mais regarde, le salvamar. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Mai degrabă, bon appétit. Să înțeleg că sunteți francez, nu? Mi-aș fi dorit să fi fost bulgar. De ce, dragă? Ai fi mâncat o ceafă la grătar? Nu, am o troacă de mașină de matriculat. Dar, doamna, doamna de unde e? Ia-mă din Rădăuți. Foarte bine, foarte bine. Ia caută tu acolo rețeta pentru ciorba rădăuțeană. E una din preferatele mele. Cum adică? Ce vreți să spuneți? Nimic, nimic. Șeful zice că sunteți ustre, să vă încălziți. Poftiți în jacuzzi. Poftiți. Le savon, le gel de douche. Vedeți că sunt acolo în olivieră. Uai, dar voi nu cumva sunteți tot din România? Mhm. Suntem din sectorul 5. Știi ce sector e ăla? E sectorul Mâncatea. Mon amour, cum de mi se întâmplă tocmai mie toate astea? Și am fost un om bun, tu la vii! Și încă ești un om bun. Bun cu usturoi, fasole și roșii. Ce n'est pas possible, je ne vais pas mourir. J'ai beaucoup d'argent, je suis poutré de bogat. Mare Masterchef, dacă e putreță, nu ne strice tocănița. Dar cum îi trec aici în contabilitate la catastif? Trece la consumabile. Și de gătit oricum îi gătim. Diseară comemorez 15 ani de căsnicie și vreau să pregătesc o cină pe cinste. Așa e, că așteaptă. Anul trecut i-ați oferit un dita mai buchetul de Teo Trandafiri. Mare Masterchef, dar unde e piperul? Vezi dacă e după palmier. Merg și aruncă un ochi acolo. De la el sau de la ea? Domnul, te rog frumos, gata cu gluma? S-a înțeles? Te rog frumos să stingi focul ăsta? Că se pare că ne ardem aici. Abia așteptăm, nu ne-ar strica unul mic la aperitiv. Numai din cauza ta, numai tu ești vinovat. Nici nu știi să navighezi. Ai răsturnat și iahtul. Ești varză? Păi dacă e varză, o să-l mâncăm cu salată. Și liniștiți-vă acolo. Uite, ia luați fiecare cât un măr și băgați-l în gură. Hai. Hai și dumneata, din Rădăuți. Hai cu mărul. Haide. Perfect. Și morcovii sunt la colegul. Știți ce aveți de făcut și cu morcovii? Dar nu se poate să mă mâncați, vă rog frumos. Eu nu sunt bună de mâncat. Eu conțin euri. Să știți, am botox și silicoane peste tot. Monsieur grand chef, je vous implore. Trebuie să mai fie o situație să nu ne mâncați. Da, ar fi ceva. Uite, sălbaticul ăsta e burlac și trebuie să-l așezăm și pe el la casa lui. A mai fost logodit odată. Dar nu mai mi-amintit, șef, de logodnă. Logodnă e ca o cabină de probă pentru căsătorie. Intri să vezi cum îți stă cu cătușe. Era! Gata, am decis. O vei lua de nevastă pe doamna cu euri. Și uite așa, ca să nu fie nici francezul nemulțumit, spune-ne o sumă de bani ca să te mulțumim și pe tine. Monsieur grand chef, cred că 1 million de euro ar fi la fix. Mai mult de atât, je ne peux pas să vă dau. Uai. Fie, o iau. Dar fii atentă, la noi femeia e supusă bărbatului. Nu e chiar așa cum crezi, bărbatul e totdeauna deasupra. Liniște, te rog frumos, fă liniște, ia să mergem acum, ne suntem împreună. Treci mai repede, că avem de făcut turat în baie, avem de făcut de toate. Mais bon, avec moi? Avec toi? Tu să te pregătești pentru nuntă. Să știi că la noi meniul franțuzesc este foarte apreciat. Uite, vreau să-ți fac chiar o poză.
Ia zâmbește la mine. Așa că îmi trebuie pentru meniu. Nu, Monsieur Grand Chef, je vous implore, trebuie să mai existe o posibilitate. O posibilitate? Nu știu să mă gândesc. Adevărul e că nici eu nu sunt căsătorit. Oh, nu. Monsieur Grand Chef, je sunt foarte sănătos, merg la supă, la grătar, la tocăniță. Nu. Spitalul nou, ia veni și voi înapoi puțin. Ia uite-i. Trupa de umor, Spitalul Nou, bă, lasă-mi... Cu sulițe, cu mere... Mai în jacuzzi. Întrebarea e aici, atenție, întrebarea e în zona asta, nu în zona lor. Bezi, mulțumesc tare mult, Spitalul Nou, ăla mai foarte bun! Mulțumesc!